Bine v-am găsit, sau mai degrabă, bine ați venit în acest spațiu convivial pe care îl vedeți, care se numește Anticafe Seneca. Este un loc particular din București, deocamdată unicul de acest fel, un loc de întâlnire și prietenie, foarte propice, deci, acestei emisiuni pe care astăzi o începem, față către față între contemporani. Nu întâmplător, ba chiar considerând că este un semn de bun augur, primii mei interlocutori sunt reprezentanții generației tinere. O generație care acum, la început de mileniu 3, este deosebit de încercată, aș spune, prin schimbările, mutațiile foarte profunde care au loc în lumea noastră. Este o generație care, din păcate, frecvent, este catalogată sumar în raportul ei cu noile tehnologii, considerată adeseori ca fiind sclava lor. Ei bine, eu nu cred că este cazul să facem asemenea judecăți sumare. Cred că trebuie să dialogăm mai mult cu generația tânără, trebuie să ascultăm ce are de spus și chiar să învățăm de la ea anumite lucruri. Recunosc că de multe ori am învățat lucruri discutând cu cei tineri, cu copiii mei sau chiar cu alții din generații mai înaintate. Invitații mei de astăzi sunt, cred, reprezentanți de soi ai acestei generații tinere de care vorbesc și cu care neapărat vreau să stabilesc un dialog. Este o tânără familie, Ștefania și Răzvan Mihai Năstase, pe care am bucuria să-i salut și să le urez bun venit în emisiunea noastră de la Trinitas TV. Răzvan și Ștefania reprezintă categoria tinerilor educați din România, care nu sunt deloc puțini. Ei sunt amândoi absolvenți ai Facultății de Litere din București, ai Universității București. Deja cu ceva carieră în spate, ei au, îndrăznesc să spun, deja numai 31 de ani, au fost colegi de facultate și pe lângă preocupările culturale și profesiunile și viața lor de familie, îi leagă încă ceva foarte frumos, și anume pasiunea pentru natură și pentru munte, o pasiune foarte bine articulată, după cum o să vedem imediat. Până atunci vă mai țin puțin în suspans. Aș vrea să facem o scurtă prezentare a voastră, Răzvan și Ștefania, sau Ștefania și Răzvan. Voi începe eu. Sunt absolventă unui liceu de limbi străine. Apoi, în mod natural, am continuat la facultate și am mers la litere, secțiunea română-engleză. În timpul facultății am început să colaborez cu diferite edituri pentru traduceri, Polirom, Tritonic, Curtea Veche și așa mai departe. Iar după facultate am absolvit un master, tot de traduceri literare, și m-am întors puțin și m-am gândit că m-ar prinde mai mult o carieră de profesoară. Acum predau limba engleză la școala ortodoxă Sfinții Trei Ierarhi, dar continui în paralel să traduc și să merg pe această latură culturală. Răzvan Mihai Năstase este deja un destul de cunoscut critic literar. El a lucrat ani de zile în redacția editurii Curtea Veche și, țin să subliniez acest lucru, deține o rubrică de... o cronică de traducere, de fapt, da, în revista de cronică traducerilor. Contrafort de la Chișinău. Țin foarte mult la această precizare. Da, e poate cel mai longeviv proiect cultural în care m-am implicat, fiindcă țin acolo de mai bine de 7 ani țin cronica traducerilor în Contrafort. Ai făcut și un master? Am făcut un master de teoria și practica editării, astfel am ajuns să lucrez, să colaborez cu diferite edituri din țară, fie pe redactare, fie pe traducere. Am lucrat o vreme la Humanitas, apoi la Curtea Veche. Ai tradus o serie de cărți tot la Humanitas? Am tradus, să tot fie vreo 20 ceva de volume, la Humanitas, la Curtea Veche și mai nou la editura Art. Am absolvit, spre deosebire de soția mea, un liceu de matematică informatică și abia undeva prin clasa a 12-a m-am hotărât să-mi urmez vocația de a merge la litere și cred că am făcut o alegere foarte bună, fiindcă asta mi-a adus pe de o parte cariera pe care o am și pe de altă parte o frumoasă soție.
Lucrurile sunt destul de accelerate la generația voastră. Voi începeți deja să activați, dacă nu chiar să lucrați, încă din facultate, nu? De multe ori o să vă întreb lucruri, pentru că, efectiv, cum spuneam la început, eu învăț din discuțiile cu tinerii, bineînțeles, de un anumit nivel, tinerii care și-au în serios și viața și vârsta și toate lucrurile. Da, încă din facultate am început să colaborăm. Nu erau joburi full-time, ci doar colaborări punctuale. Eu, spre exemplu, am început să colaborez cu Cronica Literară la România Literară, la Dilema Veche, Observatorul Cultural, apoi și la Contrafort. Mai fost câteva proiecte editoriale interesante, printre care Noua Literatură, revista condusă de Luminița Marcu, care din păcate nu a mai apărut după vreo 4-5 ani. Da. Și tot așa, în preajma masterului, am început să lucrez în universitate ca asistent de cercetare, într-un proiect cu fonduri europene, încercând să vedem pe unde s-au tradus scriitorii români în diferite limbi străine și să alcătuim o bază de date. Ce interesante lucruri! Ștefania, aș vrea să-mi spuneți, să-mi amintiți, pentru că și eu sunt absolventă aceleași facultăți de litere, cu mult mai mulți ani în urmă, ce profesori ați avut care v-au marcat viața de student? Cred că ar trebui să menționez pe Eugen Negrici. Am făcut literatură cu el. Era întotdeauna foarte carismatic și ne povestea lucruri interesante din propria lui experiență, ceea ce a fost interesant pentru că el ne preda perioada comunismului, pe care el o trăise foarte bine și ne care povestea este specializat altfel. Exact, din ce scrisese el atunci. Noi am avut profesori diferiți, din păcate la mine nu au fost numele cele mai consacrate, dar am avut-o pe Luminița Marcu, într-adevăr, la un seminar. Ea ne-a învățat că trebuie să faci mai mult decât să devenim niște profesoare după facultatea de litere și cred că am reușit să fac asta. Adică formarea continuă, practic, exact. Nu? Exact. Adică în facultate am avut parte de niște oportunități de angajare pe care acum nu știu dacă le-am mai avea. Acolo eram noi căutați pentru ceea ce puteam să facem și toate proiectele în care ne-am implicat au fost niște lucruri, zic eu, bune pe care le-am trăit în momentul respectiv. Dar acum nu știu dacă ne-am mai întâlnit neapărat cu ele, pentru că erau pentru o anumită vârstă. Da. Răzvan, câteva nume de profesori de la Facultatea de Litere care te-au marcat? Mă apuc să-i pomenesc pe toți. Câțiva s-ar putea să încheie emisiunea cu asta, dar dintre ei nu pot să trec peste Mihai Zamfir. E profesorul meu de suflet. Am făcut literatură, epoca marilor clasici. Și dincolo de șarmul și eleganța lui, avea și un stil fascinant de a vorbi, de a preda, te captiva concret. Erai transpus acolo. Închipuieți că același stil fascinant l-a avut și predând generației mele de studenți. Așa, altcineva? Nicolae Manolescu, desigur. Iată. Și au fost foarte mulți profesori grozavi și pe partea de gramatică, de limbă, de lec, nume grele ale lingvisticii românești contemporane. Îmi vine în minte Rodica Zafiu, de pildă, cu care am fost apoi și coleg la România Literară de rubrică, o doamnă extraordinară, de un rafinament fabulos. Gabriela Pană din Delegan, Angela Bidu Vrânceanu, foarte multe. Deci ați avut parte de o formare foarte solidă și foarte corectă pe care o continuați acum în ceea ce faceți. Răzvan Năstase și Ștefania, am plănuit discuția de astăzi pe două capitole. Aș vrea în prima parte să dezbatem puțin lumea în care trăiți și aș vrea să-mi spuneți cum anume percepeți aceste mutații extrem de profunde care au loc în această lume a noastră de astăzi, de început de secol 21. Din păcate, dacă stau să fac o enumerare, ea este tristă. Și am să o fac a rebur, cum s-a spune, deci de la cel mai recent eveniment până înapoi către primul. Panama Papers. Atentatul de la Bruxelles din 22 martie. Atentatul de la Paris din 13 noiembrie, tragedia de la Clubul Colectiv din 30 octombrie și ianuarie 2015, mergând înapoi doar până la începutul lui 2015,
atentatul teribil de la redacția pariziană Charlie Hebdo. Nu putem să trecem peste această densitate de evenimente care ne implică mai mult sau mai puțin direct pe toți. Și nu pot să nu vă întreb cum vă simțiți în lumea aceasta, în care totuși viața a devenit de-a dreptul periculoasă, dacă nu în orice caz problematică, în cele mai firești aspecte ale ei. Cum priviți aceste lucruri, incluzând, bineînțeles, schimbările care se petrec, ascensiunea acestui terorism ISIS și așa mai departe? Dacă îmi permiteți, o să încerc să încep cu o ușoară anecdotă. Vine în minte cazul unei mătuși de ale mele care era pasionată de știrile de la ora 5 de pe un post pe care îl știm cu toți. Da. Și care, desigur, înfățișau în principiu orori. Decapitări, violuri, crime și așa mai departe. Ea le privea fascinată, nici cu bucurie, nici cu tristețe, pur și simplu se uita la emisiunea respectivă ca la un spectacol, după care pleca mai departe cu zâmbetul pe buze și n-am putut să nu mă întreb, mai, dar ce-ți place acolo? De ce faci asta? De ce te uiți zilnic? Păi, uite, fiindcă văd ce se poate întâmpla și totuși mie nu mi se întâmplă. Văd viața mai frumos comparând cu niște orori. În termen mai vulgar s-ar numi voyeurism acest tip cam de atitudine, așa, pe care îl practicăm toți mai mult sau mai puțin, dacă stăm să ne analizăm. Trecând de anecdota asta și gluma asta, așa, ce pot să spun este că dacă punem cap la cap evenimentele și le înșiruim într-o enumerare, pare că trăim într-o lume dură, violentă, din ce în ce mai periculoasă, până la urmă, dar cred că în istorie cumva cam așa au mers lucrurile tot timpul. Poate că generația părinților noștri s-a lovit de alte monstruozități, de genul sistemelor totalitare, generația bunicilor sau străbunicilor noștri au trebuit să înfrunte conflagrațiile mondiale, foametea dintre cele două războaie și așa mai departe. Dacă mergem mai înapoi în timp, vedem că nicio epocă nu le-a fost foarte bine oamenilor de pretutindeni. Așa că probabil că ăsta e războiul la care trebuie să asistăm noi. Noi astăzi acest război hibrid despre hibrid, care se vorbește atipic, din ce în ce mai deschis și oficial, deci nu mai este o metaforă, din păcate, este într-adevăr o nouă formă de război. Ceea ce poate vă deosebește pe voi, generația tânără de astăzi, de alte generații din trecut care s-au lovit, evident și ele, de mari probleme, de drame, de traume istorice, este totuși această accelerare și această serie de mutații extrem de profunde, Ștefania. Voi sunteți în permanență informați prin aceste noi tehnologii ale comunicării, cred, precum nicio altă generație tânără din trecut. Sunteți într-o stare, aș spune, de informare permanentă. Bine, directă sau indirectă, nu spun că neapărat trebuie să intri tu personal, zilnic, pe nu știu câte site-uri să te pui la curent, dar inevitabil vei afla aproape în timp real ce se întâmplă nu doar aici la tine în țară, ci în toată lumea. Cum trăiți voi această informare directă și această gestionare a unor lucruri totuși foarte grave de multe ori care se întâmplă? În primul și primul rând, cred că trebuie să fim atenți unde căutăm informația sau de unde o primim. Pentru că uneori primim niște știri sau niște informații din surse care nu pot fi de încredere. Și atunci, automat, mai verificăm încă o dată. Evident, atunci când primim niște știri de genul atacuri teroriste, lucruri groaznice, avem tendința să verificăm automat lista de prieteni. Ok, cine este plecat, în ce țară, sunt bine. Deci, iată, un reflex nou, foarte interesant. Ne asigurăm că nu a fost nimeni la concert, că nu a fost nimeni în avion și așa mai departe. Și după aeroport, într-o stație de metrou, oriunde. Și după aceea cred că ajungem la a privi lucrurile puțin din afară. Nu putem să le schimbăm neapărat și ne bucurăm că nu s-a întâmplat nouă. Așa este. Într-adevăr, aici, la noi, din fericire, România, suntem oarecum feriți deocamdată, slavă Domnului, de aceste lucruri. Dar cum spun voi, generația voastră nu mai putem spune că este ferită de ceva. În primul rând pentru că libertatea de mișcare vă face foarte mobili și în al doilea rând pentru că aceste mijloace de comunicare vă iau cu asalt, într-un fel. Asta este limpede. Nu spun că era mai bine pe vremea noastră, a părinților voștri sau bunicilor, când eram ca într-un fel de borcan închis, în care pur și simplu abia puteam respira.
Da, îmi vine în minte atentatul recent de la Bruxelles, de pe aeroport, și pot să vă relatez cum am trăit o dramă în direct. Pentru că eram în birou, colegii mei, se întâmpla dimineața pe la 9:30. Și la un moment dat am auzit o prietenă zicând, uitați ce s-a întâmplat, o explozie, foarte mulți morți, răniți, nu se știe, aeroportul din Bruxelles. Instant toată lumea și-a verificat telefoanele mobile, Facebook-ul, site-uri de știri, Mediafax-ul și Hot News-ul au fost accesate instant. Și toată lumea, cum spunea și Ștefania, a început să facă conexiuni, să se gândească. Am prieteni acolo, am rude, am oameni care sunt în vizită. Aveam foarte mulți prieteni care urmau să plece la Bruxelles. Aveau bilete luate cu mult timp înainte, urmau să plece peste o săptămână, două. Au ajuns să-și pună problema ce vor face, deci... Vâltoarea deci ne-a prins imediat. Da. Da, vâltoarea te prinde, asta spun, și foarte, foarte interesant ce relatați. Plus că problema propriilor voastre deplasări în străinătate, în vacanță, în interes de serviciu, oricum, se pune deja dintr-un reflex, poate în mod inconștient, altfel. Și aici nu e vorba de o panică, de o stare din asta fizică, de frică, cât de o grijă inerentă, nu? Care ne marchează. Aș vrea acum să trecem la un alt subcapitol, dar care se leagă strict de acesta, și anume această chestiune a noilor tehnologii. Inițial așa aș fi pornit discuția, dar pentru că între timp s-au acumulat aceste lucruri noi, inclusiv scandalul ăsta global cu evaziunea fiscală din Panama, care iarăși ne vă pune... Cum vedeți asta, în mod special? Asta nu e vorba de terorism, e vorba de un alt aspect al lumii contemporane. Vă marchează un pic să aflați așa, negru pe alb, acest tip de corupție la nivel mondial? Pe care le bănuiam. Da. Sau pe care foarte multă lume le bănuia. E un pic șocant când le vezi așternute acolo, negru pe alb, cu probe, cu dovezi. Vă ia încrederea, Ștefania, în lumea de astăzi? Adică vă știrbește încrederea în, cum să spun eu, în onestitatea umană, în momentul când vezi că la toate nivelurile, toate genurile de personalități sunt băgate în aceeași oală? Sincer, ne așteptam un pic. Dacă nu le-am văzut până acum, asta înseamnă că nu le bănuiam. A fost un pic de ușurare să ni se confirme anumite lucruri. Și să aflați că ele totuși ies la iveală. Da. Voi aveți, spuneam, 31 de ani. Sunteți foarte tineri, dar nu mai sunteți cei mai tineri, ca să zic așa. Nici pe departe. Din societate. Sunt alții cu 10 ani mai tineri decât voi. Aș vrea să știu raportul vostru cu aceste mijloace, noile tehnologii de informare și de comunicare, pentru că un lucru pe care îl deplâng este că sunteți de multe ori catalogați sumar, cum spuneam și la început. Tinerii din ziua de astăzi sunt sclavi internetului, ei nu mai pot fi profunzi, nu mai pot fi cultivați, nu mai pot fi specializați cu adevărat în ceva. Vreau să îmi spuneți ce atitudine aveți față de acest tip de catalogare, care din partea generațiilor noastre, coapte și chiar vârstnice, este din ce în ce mai frecventă. E adevărat că folosim toate mijloacele de comunicare, că stăm destul de mult sau mai mult decât făceam înainte în fața calculatorului, dar nu neapărat ca să ne cultivăm. Îl folosim și în mod utilitar. De exemplu, ca să mă deplasez dintr-un punct în altul, automat voi chema un taxi și pot să o fac online. Dacă vreau să citesc o carte și nu reușesc să o găsesc la librărie, pot să o citesc online. Și așa mai departe. Mi se pare că catalogarea acoperă mai ales pe tinerii care stau în fața calculatorului ca să se joace sau ca foarte să vorbească cu asta. Alte persoane, cu prieteni și așa mai departe, lucruri frivole. Dar dacă folosești internetul pentru a vizita, de exemplu, o galerie de artă, pentru că se poate face asta, să poți vizita un muzeu live sau să urmărești anumite documentare. Suficient de mulți din generația voastră pe care o reprezentați, cum spun, sunteți invitați aici și în această calitate, accesează corect aceste noi tehnologii care sunt extrem de valoroase. Este inutil să precizăm lucrul ăsta. Sunt extrem de profitabile. Cuvântul cam care ar fi de comporța? Ordine în întreaba asta este discernământul. Să știi ce faci, cât faci, cum faci, cu timpul pe care îl ai și cu mijloacele pe care le ai la dispoziție. Generația noastră
din fericire spun, s-a format undeva imediat după Revoluție, în anii 90, când încă mijloacele actuale, deci, ale tehnicii moderne, digitale, nu căpătaseră o asemenea amploare, astfel încât noi am ajuns să avem calculator și internet undeva prin liceu. Asta deci, chiar vreau să vă întreb. Foarte important. Undeva prin clasa a 10-a. Deja eram oarecum formați, aveam plăcerea lecturii, aveam și alte bucurii în viață, în afară de a sta cu ochii lipiți de un ecran. Așa că s-ar putea ca noi să nu fim tocmai reprezentativi. În schimb, dacă mergem un pic înapoi și ne uităm la tinerii de 20-25 de ani, nu știu ce să zic, nu pot vorbi eu în numele lor, dar sunt foarte curios cum va arăta generația lor când vor avea vârsta mea sau mai încolo. Generația celor care de la 2-3 ani se trezesc cu tableta în față. Poate e și mai devreme. Semn de întrebare. Poate adică și mai avem devreme. Prieteni care sau rude care pun o tabletă cu muzică sau cu jocuri copilului în brațe și lasă acolo. În leagăn. De la 8-9 luni. Da. Extraordinar. E chiar adevărat ce da, spui. Da, e adevărat. Iar copiii învață să gliseze sau să tasteze pe o tabletă mai devreme decât multe alte lucruri. Adică n-au învățat încă să scape de Pampers, dar știu să acceseze YouTube-ul. Deci dăm informații autentice, să nu creadă cineva că le inventăm. Ștefania, ești profesoară la Școala Gimnazială 3 Erarhi, după cum spuneai, o școală cu profil, ca să spun așa, ortodox. În ce constă profilul ortodox sau, mă rog, ideea aceasta a școlii? Ne dorim, în primul rând, ca educația pe care o oferim să fie un pic mai aproape de tradiție și de credință. Copiii noștri, deși seamănă cu ceilalți, sunt puțin diferiți. Ei sunt genul de copii care merg la biserică foarte des. Nu toți au parte de tehnologie acasă, nu mulți au calculatoare sau televizoare acasă, de aceea citesc un pic mai mult, dar alții au. Și nu mi se pare că folosesc tehnologia neapărat într-un sens rău. Învață exact. Să o facă într-un sens bun. Exact, pentru că o fac bine. Totul sub atenta urmărirea părinților. Nu sunt lăsat singuri. Tocmai vreau să, apropo exact de ce spuneați, să notez o observație foarte frumoasă a celebrului, regretatului matematician și filozof Solomon Marcus, un om care la peste 80 de ani vorbea foarte frumos despre internet, exact în ideea în care spuneți, dependența de internet este un concept relativ, spune el. Contează ce faci cu internetul în acel timp petrecut în fața computerului. Deci, iată, de la înălțimea lui, Solomon Marcus avea deschiderea de a privi lucrurile atât de nuanțat. Un singur aspect înainte de a trece la partea a doua a discuției noastre, în legătură cu aspectul acesta al culturii medii, al culturii clasei mijlocii. Se vorbește la noi în societate, în ziare, în tot felul de contexte despre acești olimpici. Avem cultul olimpicilor internaționali. Însă există clar remarci, observații făcute de specialiști și, mă rog, urmărite foarte atent, care denotă că elevii din categoria medie din învățământul românesc sunt practic ignorați. Liviu Ornea, iarăși un renumit matematician, dar și om de litere, sublinia acest lucru de curând într-un ziar. Sunteți de acord că, și iarăși la Ștefania vin, că această categorie medie de copii care ar trebui să fie ajutată să crească un pic este neglijată? Că se face un fel de scindare între cei mai buni și cei așa și așa care, mă rog, poate să treacă așa? Cultura elitelor a început în primul rând de la părinți. Părinții și-au dorit ca elevii și copiilor să fie o elită. Și atunci au încercat să găsească cea mai bună școală, cea mai bun profesor, cea mai bun liceu, ca să ajungă unde și-au dorit. Problema este că nu toți copiii pot fi elite în toate domeniile și ajung la licee de elită pentru matematică, dar ei pot fi, de exemplu, elită în desen sau în teatru. Da. Și atunci ajung să fie mediocri într-o clasă de elită și să fie neglijați pentru că au alte talente.
Din nou, problema revine tot la nivelul părinților, care nu vor să accepte că copiilor nu sunt o elită. Răzvan, dar și la nivelul concepției, filozofiei sistemului de educație din România, care face această scindare? E o problemă de sistem aici, fiindcă, din câte știu, cumva se încurajează la nivel de organizare de stat performanța. Profesorii primesc bonusuri pentru câți elevi olimpici au. Elevii olimpici primesc la rândul lor burse sau bonusuri sau excursii gratuite și așa mai departe. Și atunci riscăm să cădem în capcana de a crede că dacă nu te numeri printre acei elevi olimpici și de elită, nu existi, nu contezi, nu ai nicio valoare. Ori asta mi se pare trist. Mai ales că pe termen lung riscăm să viciem această clasă medie de care avem foarte mare nevoie. Exact. Pot să vă dau un exemplu personal al liceului din care am făcut eu parte, liceul Ovidiu din Constanța. Unul din lucrurile de care mi-amintesc cu mare drag când mă gândesc la colegii mei și la clasa din care am făcut parte, nu e că am avut olimpici național sau internațional, fiindcă am avut. Cel mai bun prieten al meu este în Scoția, a fost medaliat cu argint la Olimpiada Internațională de Chimie, este cercetător la Edinburgh, am avut și la fizică și la... Da. Lucru de care mi-amintesc cu cel mai mare drag este că și ultimul elev, cel mai slab, care era corijent, care așa, a luat bacul cu 8,60. Absolut toți am luat bacul și cea mai mică notă a fost 8,60. Asta apropo de medie. Meritul școlii. Este meritul care școlii, care a reușit sigur să facă lucrul ăsta. Liviu Orna, în acest interviu de care vorbeam, asta spunea, ar trebui dată la fel de multă importanță elevului care trebuie să treacă de la nota 7 la nota 8? Cum acordăm elevului care, evident, nimeni nu neagă, trebuie să fie cât mai performant la nivel internațional, nimeni nu contestă importanța elitelor, Dumnezeule. Însă este foarte importantă și clasa de mijloc și cultura ei, pentru că dacă noi avem păcate multe ca societate, este și din cauza asta lipsei acestei culturi medii. Elite cred că au majoritatea țărilor și națiunilor. Exact, orice țară are elite. Orice țară are elite. E o problemă de statistică mai degrabă. Când de la un număr încolo de oameni n-au cum să nu se ridice 2-3 detalii internaționale. Dar forța unei țări, a unei nații, o dă clasa medie. Bazinul societății care este clasa medie. Și asta trebuie cumva să se reflecte în sistemul de învățământ, în atitudinea pe care o au părinții, cum spunea Ștefania, că foarte multe de acolo pleacă, în atitudinea profesorilor și așa mai departe. Foarte interesant. Și cu aceasta, Răzvan Mihai Năstase și Ștefania Năstase, trecem la partea a doua, care este foarte interesantă și care vă privește deja direct pe voi și sper să fie și un exemplu. Voi îmbinați, deci, cultura, cum am spus, cu natura. Sunteți pasionați de munte, de drumeție, de călătorie, de găsirea locurilor frumoase din țară. Și spun asta pentru că știu, este o pasiune deja bine instalată și pe care o practicați în mod curent. Vă rog să-mi spuneți pentru început originea acestei pasiuni, pentru că este o pasiune bazată, cred, și pe o vocație și vom vedea mai departe cum este ea ilustrată. La mine această pasiune a fost insuflată de mic, am fost crescută în acest spirit. N-am făcut altceva decât să merg pe urmele părinților mei, care m-au dus de foarte, foarte mică la munte, iar apoi l-am convins și pe soțul meu să mă urmeze. Cum? Ia să ne povestești cum a fost. Înțeleg că voi v-ați căsătorit foarte tineri. Cât? Dacă nu sunt indiscretă și nu cred că se pune problema. Ne-am căsătorit la 25 de ani, dar ne cunoșteam de la 21. Așa. Și? Ca să zic așa, acesta a fost unul dintre principalele motive pentru care Răzvan a mers prima oară pe munte și anume să mă cucerească. Să-ți dovedească că exact, a fost un test. Prima oară, mi-aduc și am aminte, am mers în Ceahlău, am stat la cort, nu mai stăsem niciodată la cort, nu știa cum trebuie să ne organizăm, care este viața pur și simplu la cort și era foarte speriat. Am să-l întreb pe Răzvan, ai făcut un efort să te adaptezi, adică da, să treci peste un moment de neplăcere, de dragul Ștefaniei? A trebuit sau să renunț la o mulțime de conforturi ale vieții
normale de oraș și așa, pentru a merge la munte. Și când a fost declicul? Când ți-ai dat seama că totuși realmente îți place? Bănuiesc că nu... Păi chiar atunci, fiindcă în acel concediu petrecut în Ceahlău am avut câteva zile minunate, chiar dacă vremea n-a ținut neapărat cu noi. Am văzut că nu e atât de rău să te speli într-o apă de 3-4 grade complet. Am văzut că n-am murit dormind la cort, că nu m-au atacat ligioanele pădurii, că nu am picat în cine știe ce râpă, că am văzut lucruri minunate și, în principiu, toate temerile pe care le aveam au fost dinamitate așa, instant. Și că pot să termin un traseu de 8 ore, că două pietre una lângă alta nu înseamnă o săritoare. Da. Deci să subliniem, ca să fie clar, voi faceți incursiuni, deci excursii, nu faceți sport, deci nu faceți alpinismul nu facem acesta alpinism, de performanță, cățărare, care deja ține de altceva, sigur, și el are farmecului. Voi faceți însă drumeții foarte lungi și de asta vreau să vă întreb, vreau să înțelegem cât mai bine faptul că această coordonată a vieții voastre, deci iubirea pentru natură și în special pentru munte, pentru peisajul montan, este o chestiune pe care o practicați sistematic. Tematic. Deci nu vă duceți pe munte sau la munte așa din când în când, de două, trei ori pe an. Cum practicați această pasiune? Mă interesează pentru că știu că o faceți foarte serios Într-adevăr, și foarte susținut. O facem sistematic. Avem deja liste și fișiere cu concedii pe următorii vreo 10-15 ani. Deci vă planificați întâi concediile, dar faceți apoi și facem weekend-uri, și din câte știu. Planuri pentru ieșiri scurte, de o zi, două, maxim trei, dacă se poate vreo zi să se lipească de weekend. Și pentru asta avem planul 5 în albine bătut în cuie. Deci voi realmente vă faceți niște planuri, evident, nu da. Repetați exact anumite locuri. Dar sau nu excludem spontaneitatea, fiindcă în mai mult de jumătate din cazuri planurile pe care le-am făcut nu s-au respectat în teren. N-am ajuns chiar pe unde doream, nu am bătut acele potești, n-am văzut ce vroiam să vedem, dar dacă ne iese în cale un indicator rutier spre un obiectiv turistic, dacă vedem o altă potecă pe care nu știam că există, fiindcă nu apărea pe harta noastră, nu ezităm să o urmăm, adică nu excludem complet și spontaneitatea. Voi și descoperiți locuri noi, deci vă duceți în locuri, mă rog, cât de cât marcate, ca să zic așa, nu neapărat ușor accesibile, dar descoperiți și locuri noi, din de obicei ne facem temele înainte să plecăm, nu plecăm niciodată fără un plan bine stabilit. Este o muncă 50-50 aici. Răzvan are foarte multe cărți acasă și le citește pe delet înainte să mergem undeva. Dar ni se întâmplă să ne urcăm o mașină, să ajungem într-un loc și ne dăm seama că nu mai putem să facem ce am vrut. Și atunci suntem spontani, descoperim ce se poate vedea în zona respectivă. În weekendul ăsta, de exemplu, am plecat de acasă pe o vreme absolut groaznică și eram absolut sigur că nu o să coborâm din mașină. Dar până la urmă a ieșit soarele și am făcut unul dintre traseele pe care nu ne așteptam să-l facem când am plecat de acasă. Planul era să urcăm undeva în Munții Buzăului, în masivul Podul Calului, pe vârful cel mai înalt de acolo. Există un traseu marcat care a fost recent reamenajat acum vreo 2 ani printr-o organizație locală și cu voluntari, care pleacă din comuna Gura Teghii. Asta ne doream în linii mari. Nu a ieșit deloc ce ne-am propus. Nu am găsit intrarea în traseu, localnicii ne-au trimis printre alte locuri, am ajuns să ne blocăm cu mașina pe un drum forestier foarte rău. Câțiva ciobani ne-au sugerat că putem ajunge pe vârf și printre altă parte, ne-au momit cu promisiunea unui lac cu rățuște și sălbatice și cu păstre. Un loc minunat părea desprins așa din basme. Și am urcat, să zic, vreo 5 ore dus întors. N-am ajuns nicăieri, ne-am blocat într-o muche foarte sălbatică de unde nu mai puteam înainta. Drumul era cumva blocat de stânci și ne-am dat seama că nu e deloc bine ce se întâmplă, dar asta n-a însemnat că nu ne-am bucurat să descoperim locuri noi, să vedem întinderi uriașe de verdeață, copaci înfloriți și multă lume. Să descoperiți în fond țara. Deocamdată faceți incursiunile acestea în România, înțeleg, nu? Nu v-ați dus și în afara graniței. Sau, mă rog, poate că o veți da, face. Au fost ieșiri și în afara graniței. Dar nu neapărat în natură. Nu în natură, nu. Mai urbane. La munți, mă refer. Nu.
În acest fel cunoașteți foarte bine țara, ceea ce e foarte important, și luați contact cu natura. Știu că vara merge și vă desprindeți total și de internet și de telefon câte o lună, două, ceea ce este iarăși o performanță la vârsta voastră. Sunteți un caz izolat sau mai există și alți tineri care fac acest tip de incursiuni în natură, care simt nevoia contactului cu natura? Din fericire sunt mulți. Sunt. E bine asta. Iarăși, inclusiv o veste bună, în grupul nostru de prieteni sau de cunoscuți, dar și oameni care se adună pe platforme online, de genul unor forumuri sau în jurul unor bloguri de munte și care pun la cale ture. De pildă, există platforma carpați.org, pe care sunt și eu membru și mai scriu din când în când, unde, dincolo de comunitatea care s-a închegat și care numără câteva mii de persoane, există și opțiunea de a face ture la munte propuse de cineva. Când cineva nu are cu cine să meargă într-o excursie, postează acolo o propunere și cei care doresc să-i se alăture o pot face. Interesați se raliază. Da, în felul ăsta se leagă prietenii, se consolidează comunitatea și... Implicit o bună metodă de a folosi aceste mijloace, iarăși spun. Exact. Ar fi fost așa ceva posibil fără aceste mijloace de socializare, fără internet? Da, ele au ajutat foarte mult la crearea mai multor cluburi montane. De fapt, da. Pe vremuri erau destul de puține și nu toată lumea știa de ele. Acum au devenit din ce mai multe și se ocupă de la ecologizarea anumitor zone, marcarea traseelor și familiarizarea acestui sport, între ghilimele, și în rândul copiilor. Deci cine dorește acest lucru se poate informa și se poate înscrie într-un astfel de club montan. Da, mai o să discutăm. Da, există și o dimensiune caritabilă, să spunem, în sensul că oamenii din asemenea cluburi montane ajută comunități rurale izolate. De pildă, sate care nu au avut niciodată curent electric au, de un an, doi, trei, prin efortul unor oameni care absolut voluntar care panouri electrice în spate, pe potești de munte, le instalează, donează bani, fac un efort și astfel aduc un plus și fac viața mai ușoară unor comunități care alminteri foarte interesant. Erau complet lăsate pe din afară de stat și de... Foarte interesant ce spui. Înainte să trecem la blogul pe care Răzvan Mihai Năstase l-a creat acum puține luni, pentru că o să ne spună de ce l-a creat și cum se integrează el acestor rețele, am să vă mai întreb pe scurt, așa, o întrebare generală, dar frumoasă. Ce vă oferă muntele? Ce vă aduce proximitatea asta de această natură maestoasă care este în principiu peisajul montan? A zice libertate. Liniște. 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 Bucurie. Spontaneitate. Da. Și apropiere de Dumnezeu. Apropiere de Dumnezeu. Mi se pare important lucrul ăsta. Sunteți o familie care vă încadrați în această sferă creștină, nu? Bănuiesc. Sunteți o familie de copii care au acest orizont și muntele vă ajută să-l găsiți. Deci, blogul călătoriilejupanului.ro. După cât timp de la începerea acestui tip de viață, este o viață paralelă aceasta a voastră, deci iarăși insist, nu este o fantezie, este un stil de viață, este un anumit plan al existenței voastre, în care sper să-i antrenați și pe copii când îi veți avea. După cât timp a apărut blogul lui Răzvan, de pe care vom vedea și imagini foarte curând, și de ce a apărut blogul, deci intitulat călătoriilejupanului.ro, foarte autoironic, foarte simpatic. Da, blogul a apărut cu vreo 6 luni în urmă, la sfârșitul anului trecut. Poate e o coincidență, poate nu, dar el a luat naștere chiar aici, în locul în care ne aflăm acum, în Seneca Anticafe. E, nu se poate. Un chiar foarte așa? Bun prieten informatician m-a ajutat cu încărcarea materialelor pe site-ul care se ocupă de găzduire. Materialele fiind imagini, poze, imagini, pe care le faceți text mult, și așa mai departe. Platforma în sine, tehnică, și ne-am întâlnit aici de 2-3 ori, câteva ore bune, am pus totul la cale și
Practic, aici, unde ne aflăm și acum, a luat naștere cu 6 luni în urmă, Călătoriile Jupânului .ro. Eu zic să trecem la fapte. Am ales împreună, de pe acest blog, care deci deja s-a îmbogățit, 3 secvențe și sper să avem timp să le înfățișăm. Este vorba despre o incursiune pe care ați făcut-o în această iarnă și m-a impresionat faptul că v-ați aventurat chiar într-o perioadă când era zăpadă mare acolo, la Borsec Peșteri, așa se numește. Povestește-ne! E vorba de o excursie pe care am făcut-o de Ziua Națională, de 1 decembrie. Atunci am stat mai mult vreme la Bilbord, dar am petrecut o zi în stațiunea Borsec. Poți să derulezi încet, încet? Ce derulez, o să vă povestesc câte un pic. Da. Stațiunea, din păcate și din fericire, arată și bine și rău. Bine, pentru că ce s-a putut face local, ce au putut face autoritățile, s-a făcut și felul în care arată acum este extraordinar. Tot mobilierul stradal este renovat, toate panourile sunt noi, arată foarte bine, marcajele sunt extraordinare, totul este biling sau chiar triling, pe lângă română maghiară există și inscripții, da, în engleză. Deci lucrurile arată așa cum ar trebui să arate într-o țară care pune preț pe turism. Ceea ce nu se întâmplă în multe alte stațiuni similare, unde este un dezastru. Chiar vedeam de curând despre băile Herculane, da, în presă, niște imagini catastrofale. Mergem mai departe, aici Răzvan. Avem, de exemplu, în imagine un izvor de apă minerale, da, din Borsec. Partea mai puțin fericită legată de stațiune este că sunt foarte multe clădiri minunate, foarte vechi, care arată extraordinar, dar care s-au retrocedat, nu se știe cum, prin anii 90, către terți, nu pot reveni în patrimoniul autorităților locale și sunt lăsate de izbeliște, cad, e ușor dezolant. Ruinarea artificială, dezolant, cum se poate numi, da, asta, ca să se demoleze și să se construiască altceva în loc. Bun. Dar apropo de lucrurile frumoase, aici avem în imagine om, o fetă, un loc unde se practică tratamente pentru cei veniți aici în aceste scopuri. Iată și cât de bine sunt marcajele și indicatoarele, nu ai cum să te pierzi, chiar dacă nu ai o hartă la tine, nu ai informații foarte precise. Odată ajuns acolo, sigur vei ajunge undeva. Foarte frumoase imagini, foarte frumoase incursiune. Trecem însă mai departe, Răzvan, Năstase și Ștefania, la celălalt capitol, mai avem 2. Mănăstirile rupestre din Argeș. Aici am ajuns din dorința de a face ceva toamna, când ziua nu este foarte lungă și nu putem să mai urcăm atât de mult. Da. Mai aproape de București, în primul rând. Și totuși lucruri insolite pe exact, care lumea cu siguranță nu le ia în seamă destul de atent. Derulează, te rog, Răzvan. E o propunere de weekend foarte bună, pentru că tot ce sunt peșterile rupestre, în 2 vorbe, spuneți-le celor care e vorba de 3 mănăstiri rupestre în nordul Argeșului. Imaginea de aici este de la Corbii de Piatră. Mai există o mănăstire rupestră la Nămăiești, unde biserica este chiar în stâncă, săpată în stâncă, și această bisericuță foarte frumoasă, e vorba de Schitul Negru Vodă. Cele 3 alcătuiesc așa, un soi de triunghi. Ce poate fi văzut aici este celebra imagine a cavalerului Trac, pe care poate că mulți o știm din manuale. Există chilii, cum este chilie, chilia lui Ioanichie, în stâncă. Aici sihastrul de medieval cobora doar pe frânghie, nu putea ajunge altfel. Da. Aici avem Nămăiești, biserica de care vă spuneam că este săpată în stâncă, doar partea din față este construită, restul și practic naos, pronaos, sunt în stâncă. V-aș întreba, Răzvan și Ștefania, ce feedback aveți de la acest blog până acum, în aceste 6 luni de când funcționează? Cei care îl citesc, sigur că sunt încântați. Sunt bucuroși că, da, există așa ceva. Foarte mulți, și asta mă bucură cel mai tare, chiar au ajuns să urmeze propunerile noastre de călătorii, să ne urmeze pașii. Scopul până la urmă asta ne dorim și noi. Și pentru a încheia vreau neapărat să ne oprim și asupra acestui top 10 vârfuri pe care îl propuneți și care este ceva cu totul deosebit. Deci este vorba despre munții pe a căror culme ați ajuns voi personal cu picioarele voastre.
E un articol mai general. Top 10 vârfuri, trecem repede în Sărăzvan ca să le enumerăm pe toate. N-am ajuns pe vârfurile astea o singură dată într-un singur concediu, să nu creadă cei care ne urmăresc că suntem atât de viteji. Dar perseverenți, ați ajuns după anumite incursiuni. În 7-8 ani am reușit să ajungem pe cele mai înalte 10 vârfuri din România. Adică? Deci este chiar topul celor mai înalte 10 vârfuri, pe care am ajuns uneori și de mai multe ori. Așa, aici avem vârful Moldoveanu, pe care există mai multe cruci și o inscripție foarte frumoasă cu un citat din Lucian Blaga: oprește, Doamne, clipa cu care măsori eternitatea. Vârful Negoiu, imaginea asta este înspre vest, cu sectorul de creastă cel mai accidentat din Făgăraș, cu Stura Sărății. Da. Moldoveanu, evident, tot din Făgăraș. Al treilea vârf ca înălțime e un vârf de care nu prea multă lume știe, se numește Viștea Mare și care stă cumva în umbra Moldoveanului. Cele două se află la o distanță foarte mică, de 400 și ceva de metri, sunt legate de o creastă destul de zimțată și ascuțită. Da, iar Viștea Mare nu are pe el nici măcar un indicator să știi unde ai ajuns. Dar Viștea se află pe creasta principală a Făgărașului, iar Moldoveanu este ceva mai la sud. Apoi avem aici Parângul Mare, de 2519 metri. Este cel mai înalt vârf din Parâng, numit și acoperișul Oltenii, foarte pietros, da, cu foarte multe căldări și lacuri glaciare înspre nord. Vârful Lespezi, tot din Făgăraș, este un vârf pe care foarte mulți l-au văzut, dar nu știu că l-au văzut. Se vede de la barajul Vidraru, chiar de pe baraj, dacă ne uităm înspre nord, pe lac, vedem două vârfuri îngemănate. Unul dintre ele este Lespezi, celălalt o să-l vedem un pic mai încolo. Din păcate, va trebui totuși să te întrerup. Nu o să derulăm toate cele 10 vârfuri. Spune-ne doar câte mai sunt. Enumerăm ce n-am putut arăta și sper că telespectatorii să aibă curiozitatea să intre pe acest blog călătoriilejupanului.ro. Vor vedea lucruri frumoase și comentarii extrem de interesante. Mai sunt două vârfuri foarte frumoase în Retezat, Peleaga și Păpușa. Da? Încă un vârf, Vânătoarea lui Buteanu, în Făgăraș, foarte aproape de Bâlealac și de Transfăgărașan. Și nu în ultimul rând, topul se încheie cu vârful Omul. Da. Ce pot să spun decât că este absolut încântător ceea ce faceți. La finalul emisiunii, bineînțeles, o să vă întreb privind spre viitor. Continuă, clar, această îmbinare foarte reușită în cazul vostru, cultură-natură, nu se pune problema să se schimbe. Ce planuri aveți în imediat, Răzvan Năstase și Ștefania? De munte și călătorie, planuri sunt foarte multe. Sperăm să ajungem anul ăsta pe Valea Rea în Făgăraș, să revenim pe Moldoveanu. Sperăm să ajungem undeva în preajma praznicului Adormirii Maicii Domnului în Maramureș, unde e un loc de care suntem foarte atașați. Am fost acolo și cu 2-3 ani în urmă. Și să descoperim... în celălalt plan, în plan cultură, familie, Ștefania? Îmi place că întrebarea este adresată fix mie. Eu îmi doresc foarte mult ca și copiii noștri să meargă pe munte. Deja ne gândim de la ce vârstă ar fi potrivit să-i luăm cu noi, pentru că am vrea să educăm un același spirit. Mă bucur foarte mult că am stat de vorbă cu o familie de tineri reușită și reprezentativă pentru generația căreia eu cel puțin îi acord toată încrederea. Emisiunea Față către Față între Contemporani se încheie aici. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și ne reîntâlnim sâmbăta viitoare. Cu bine!